Ne spuneți ce s-a întâmplat astăzi aici și ce ați găsit? Ne aflăm pe amplasamentul unui operator care este autorizat din punct de vedere al protecției mediului pentru activitatea de colectare și tratare a deșeurilor periculoase și nepericuloase. Deține act de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, eliberat de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în conținutul căruia are obligații în ceea ce privește respectarea legislației opozabile în domeniul protecției mediului. Observăm că se află și structurile de pompieri la fața locului pentru a localiza incendiul. Vom obține de la dumnealor printr-o corespondență oficială și care au fost cauzele care au condus la producerea acestui incendiu. De asemenea, vă comunic că, din punct de vedere al protecției mediului, structura noastră, în speță Comisariatul Municipiului București, derulează în prezent o acțiune pentru a vedea dacă operatorul respectă toate condițiile impuse în actul de reglementare. Au fost descoperite până acum nereguli? Așa cum observați și dumneavoastră, vedem că zona în care s-a produs incendiul este afectată de deșeuri feroase, deșeuri neferoase. Sunt, în general, deșeuri amestecate. Observăm. Dețin autorizație din punct de vedere al protecției mediului. Activitatea este reglementată, iar această activitate trebuie să respecte conținutul acestei autorizații. Incendii aici? Da, dar nu de această anvergură. De fiecare dată am procedat la aplicarea legislației opozabile. Legat de felul în care... Da, au fost aplicate și sancțiuni. La finalizarea acțiunii de inspecție și control, vă voi informa cu privire la rezultatele acestea. Legat de felul în care sunt depozitate deșeurile, există vreo neregulă? Observăm acolo butelii, în partea aia sunt niște cauciucuri, lemn. Toate spațiile de depozitare a deșeurilor sunt reglementate prin această autorizație și vor fi verificate cu strictețe. Ce risc de poluare este pentru cei care locuiesc destul de aproape? Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin intermediul rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, efectuează determinări și toate datele le găsiți pe site-ul calitateaer.ro. Putem să vorbim despre un aer toxic? Vom vedea, o să chemăm și autolaboratorul celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Din experiența dumneavoastră, ce conține acest fum toxic? N-aș vrea să mă pronunț în acest moment. Sunt indicii că sunt deșeuri din plastice, cauciucuri, spume poliuretanice, care determină aceste degajări masive de fum. Aveți vreodată riscul unei explozii, având în vedere că sunt și butelii aici? Vom, după ce incendiul va fi localizat și vom putea să procedăm la verificarea deșeurilor care se află pe amplasament și care s-au aflat pe amplasament în momentul incendiului. Nume, funcție, profesie. Viorel Tufeanu este numele meu, reprezint Comisariatul Municipiului București din cadrul Gărzii Naționale de Mediu în calitate de comisar șef.